Cum să dau bișonul jos din pat, cât de 5 ani doarme la pieptul meu, ca și copiii ai mici? Chiar aș vrea să-mi răspunzi. Ei bine, îți fac plăcerea și îți răspunzi și să înțelegi destul de simplu. Câinele nu e copil. Chiar dacă lumea nu acceptă ceea ce spun, chiar dacă lumea spune că e membru de familie, da, e membru de familie în terminologia noastră, dar câine trește pe bază de haită. Nu sunt împotriva dormitului câinelui în pat, așa cum a înțeles lumea, că fiecare ia doar ce vrea, aude un cuvânt, îl sublinează și pe ăla merge mai departe. Sunt împotriva lipsei regulilor. Iar dacă tu nu deții controlul asupra unui câine, acel câine nu are ce să caute în pat. Și ca să nu greșim și pe mai departe, dormitul în pat poate fi una din probleme mari și ca să ajungă un câine să doarmă în pat, îi se permit foarte, foarte multe. Sunt rare cazurile în care un câine care are reguli și pe care le respectă și asupra care există un control, doarme în pat. Majoritatea persoanelor care au câini în pat sunt persoane care nu impun reguli câinilor pentru că le consideră militarie. Și de aici începem alte povești și dintr-o divergență între alta pentru că oamenilor le place cancanul, le place scandalul rahatul, tărășenia și tot ce vreți voi, chestii negative, lucruri negative. Regule sunt destul de simple, dar sunt esențiale. Poate să doarmă câine cu tine în pat dacă pe tine ca proprietar nu te deranjează atâta timp cât atunci când tu îi spui câinelui tău jos, acel câine să meargă jos din pat. Și să nu confundăm, revenind la comentariu, copiii cu câinii. Că doarme câinele la pieptul tău, Bravoție! Dar nu e copil mic. că de aici pornește problema? Implicăm prea multă emoție, nu implicăm pragmatism și atunci deja devine o problemă. Când implicăm multă emoție, dispar regulile. Când dispar regulile, apar problemele. Prin urmare, emoție multă într-o relație cu un câine înseamnă lipsă de reguli, probleme mai departe. Probleme de comportament. Com -ă, putem avea parte de comportament agresiv, anxios stări de anxietate de separare și lista e lungă cât o primă vară frumoasă. Așa că nu mai luați doar ce vă convine vouă, cum să nu las câinele să doarmă cu mine în pat. Lasă-l, dar atunci când mergi la plimbare, merge la pas. Când îl pui să aștepte, așteaptă. Când îi dai mâncarea, sare pe tine. Când vin musafiri, îl poți controla să nu sară pe ei, să îi nebunească și se lingă și să îi termine psihic sau să-i monteze. Când vede alți câini, își vede de treaba lui sau este reactiv? când vede copii care aleargă sau agitație, rămâne calm. Poți să-l oprești din lătrat atunci când latră. Dacă nu poți face toate lucrurile pe care le-am menționat mai devreme, atunci câinele n-ar trebui să doarmă cu tine în pat. Simplu.